Ne-am întors în regim de breaking news, doamnelor și domnilor, la prime time. Președintele american Joe Biden i-a așteptat să facă declarații din moment în moment și cel mai probabil va anunța sancțiunile la adresa Rusiei. Așteptăm discursul președintelui. Invitații mei în continuare, Cristian Unteanu, domnul Cristian Unteanu, prin Skype. Publicist și comentator imediat. Octavian Țicu, profesor și fost parlamentar, fost ministru la Chișinău. Bună seara, mă bucur să vă revăd, domnule Țicu. Bună seara și vă salut cu drag. Și Valentin Șuvar, mulțumesc că ați rămas analist politic. Sancțiunile, vorbeam, domnule Șuvar, că sancțiunile Europei par moi și că toată lumea așteaptă lumină acum în câteva momente de la Biden. De ce e așa? Și puțin cam târzii. În mod normal, cu toții ne așteptam la o reacție promptă. În astfel de situații, promptitudinea reacției înseamnă foarte mult. Faptul că reacțiile survin după 24 până la 48 de ore înseamnă mult. Ne demonstrează că nici Uniunea Europeană, prin înalții ei demnitari, și nici NATO nu au fost pregătite pentru astfel de sancțiuni, deși asigurări în acest sens am tot primit și ne așteptam ca ele să fie parafate doar de a fi introduse. Din acest punct de vedere, discursul parlamentar al fostului președinte Băsescu ne arată cam cum ar fi stat lucrurile dacă la cârma acestor instituții și la acestor state ar fi existat oameni de stat pregătiți pentru astfel de situații, care să aibă o mai mare aplecare asupra rapoartelor pe care cu siguranță le-au primit și care zac pe undeva prin sertare sau la anumiți consilieri care nu și-au făcut treaba la timp. Domnule Țicu, dumneavoastră ce părere aveți? Trebuia pus Putin primul pe lista oligarhilor, oligarhul numărul 1, nu? Cu interdicții în lumea civilizată, în Europa? Evident, dar să nu uităm că rușii erau pregătiți pentru un asemenea deznodământ. De vedere, Occidentul nu are la ora actuală. Este un beacon, dacă vreți, pe care au nevoie să-l treacă și mental, pentru că este pentru prima oară când NATO se confruntă cu Rusia, propriu zis, pe un teren pe care Rusia îl cunoaște foarte bine, iar Occidentul îl cunoaște foarte precar. Și reacția, desigur, că va conta foarte mult. Cum totul se va opri în capacitatea clasei politice ucrainene de a mobiliza societatea. Da? Și în capacitatea armatei ucrainene de a rezista planurilor lui Putin, care sunt destul de ambițioase și cărora Occidentul are ce să le opună. Va conta foarte mult gradul de mobilizare a Alianței Nord-Atlantice pe acest perimetru de la Marea Baltică până la Marea Neagră, pentru că aici se vor da marile bătălii. Cu siguranță trebuie să ne așteptăm la o evoluție a lucrurilor în timpul apropiat, rapidă, pentru că eu vorbeam la una din emisiunile pe care le-am avut prin ianuarie, societatea rusă și clasa politică rusă a ajuns la un consens absolut, deci să se înțeleagă că în interiorul Rusiei nu există disensiune asupra planurilor lui Putin de a recuceri Ucraina. Spuneam atunci în Duma rusă, comuniștii lui Zyuganov, care sunt în opoziție față de Edinoia Rasie, au venit cei care au propus planul de recunoaștere a acestor republici și de întărire militară a lor. Iar încă în decembrie, Zyuganov vorbea despre planul Rusiei de a porni un război convențional extins pentru a-și arăta Rusiei rolul de altă dată în această regiune. Și ce, cum există un proverb la ruși, ce are beatul pe limbă, are cel deștept în minte, ce are Putin în minte, Zyuganov vorbește. Și trebuie să înțelegem că acum pentru Putin și pentru Rusia importantă este destabilizarea profundă a Ucrainei pe de o parte, întărirea acestor republici, care vor rămâne o perioadă independente, dar și mai important pentru Putin la ora actuală este Mariupolul
și obținerea accesului spre Odessa. Domnule Țicu, pentru prima oară astăzi americanii vorbesc de invazie. Invazia a început, debutul invaziei și promit o amplificare a ripostei. Asta așteaptă lumea civilizată și de la Biden în seara asta. Dar cam de ce factură ar fi riposta asta din partea americanilor? Aveți idee? Vă gândiți? Și coroborăm cu informația că Ucraina în seara asta, prin vocea ministrului de externe, acum un sfert de ceas, a făcut un nou apel către Occident, cerând, ce credeți, nu căști, așa cum le-au dat nemții, ci arme, ca să-și consolideze capacitatea de apărare în fața Rusiei. Și bomboana pe colivă, domnule Șuvar, Ucraina cere garanții, țineți-vă bine, pentru o viitoare aderare la Uniunea Europeană. Nu numai că nu renunță la NATO, dar vor și în UE. Da. Este normal ca diplomația de la Kiev să încerce pe ultima 100 de metri să-și maximizeze și să-și joace șansa. Avem de-a face cu oameni politici care își leagă destinul de aceste evenimente și care încearcă pe fundul acestei situații speciale, chiar dacă vor pierde teritorii, chiar dacă vor pierde din apanajul marii puteri pe care o reprezintă astăzi, să-și mențină oarecare privilegii și să fructifice în scop național anumite aspecte. Nimic nou ca un politician să facă asta. Dincolo de aceasta, însă, lumea civilizată și statele europene trebuie să deplângă o astfel de reacție și să critique un astfel de demers. Pentru că în situații speciale se cere o minte limpede și un naționalism luminat. Nici de cum, speculații și chestiuni de acest tip, care nu sunt deloc onorabile nici chiar pentru un om politic. Cum găsiți, domnule Țicu, ieșirea fostului președinte, iertați-mă, Dimitri Medvedev? Bun venit într-o nouă lume în care europenii vor plăti în curând 2000 de euro pentru 1000 de metri cub de gaz. Mesajul lui Medvedev pe Twitter, care e în prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, e pe bune? Domnule Țicu. Se pare că domnul Țicu... Da, a picat semnalul, nu ne auzim. O fi așa, domnule Șuvar? Presupun că da. De multe ori lucrurile par să meargă într-o direcție, însă istoria ne învață că în situații speciale se cer măsuri speciale. Iar aceste măsuri speciale au un impact de multe ori nesperat și neașteptat. Domnule Țicu, ne auzim? Da, eu acum vă aud, da. Da, vă întrebam de replica lui Medvedev, care a avertizat după anunțul Germaniei, al cancelarului german, care a dat instrucțiune explicită să se oprească certificarea gazoductului Nord Stream 2. Medvedev zice, bine, bun venit europenilor într-o lume în care veți da 2000 de euro pe 1000 de metri cub, de metri cub de gaz. Da, este efectul războiului hibrid pe care Rusia îl ia în calcul și pe care îl face de foarte mult timp și împotriva căreia Occidentul nu are o abordare sistemică, pentru că rușii sunt pregătiți în detaliu asupra felului cum trebuie să acționeze. M-ați întrerupt atunci când vă spuneam ce va face Putin mai departe, pentru că oricare suveran al Rusiei s-a văzut un conținător al lui Petru I. Și mie mi se pare absolut incorrectă abordarea vorbitorului dinaintea mea în privința reacțiilor pe care le au ucrainenii. Deci Putin va prelua Mariupolul, după care va asigura Crimeei resursele de apă necesare și circuitul, iar planul Novorosia va duce Rusia până la Odessa, pentru că acolo vor să ajungă la gorile Dunării și la țărmul Mării Negre, pentru că de acolo Transnistria cu ușurință asigură Rusiei supremația până la râul Prut. Asta este, de fapt, toată acțiunea, că Putin nu are nevoie de toată Ucraina. El înțelege foarte bine că nu poate prelua și prelucra întreaga țară să o ține în subordonare, mai ales Kievul și celelalte regiuni care sunt total anti-Rusie. Dar această regiune și planul Novorosia n-a fost niciodată abandonat. De la Ecaterina a doua este o constantă. Iar atunci când Stalin a ajuns în 40 în Basarabia, primul lucru care l-a cerut de la Jucov îi să arate Dunările, gurile Dunării, care oferă control asupra Europei și asupra circuitului de conexiune cu Marea Neagră. Aici sunt marile jocuri pe care Putin le face și pe care Occidentul, cu regret, nu poate să le răspundă adecvat.
Acum ce urmează să se facă clar este o prezență masivă euroatlantică, în primul rând în Marea Neagră. Asta ar fi și în Marea Baltică. Care să întărească gorile Dunării. Despre asta e vorba. Aici e frica noastră. Gorile Dunării și litoralul ucrainean, pentru că acolo se vor da mari bătălii. Apoi este desigur că Ucraina are nevoie de un doctrină Truman, dacă vreți, care a fost în raport cu Grecia și Turcia în 1947, un ajutor militar colosal acordat acestei țări, care este dispusă să reziste nu pentru ea însăși, și pentru Occident și pentru toți cei care urmează în această consecutivitate. Dacă cineva în România crede că granița de la Prut cu Rusia este una sigură, se înșală, pentru că acum trăim într-o altă dimensiune. Trebuie să avem în vedere gradul de mobilizare sporit pe toate dimensiunile, mai ales pe perimetrul... Domnul Țicu, cel puțin noi în presă nu ne facem iluzia asta. Poate domnul Bode. Noi știm că granițele noastre sunt ca Schweizerul și pentru traficul de ființe, da? De 30 de ani încoa. Și pentru țigări, contrabandă și pentru tot. Este un moment... Că altfel eram în Schengen de mult. Indiferent. Este un moment important pe care aș vrea să-l nuanțez un pic, pentru că nu știu cum voi avea posibilitatea să mai vorbesc. Cazul ce se întâmplă în Ucraina acum nu este o noutate în istoria acestei țări. De la denumirea ei în sine, Ucraina înseamnă periferie, limite. Noi am avut în secolul XVI momentul când era dezbinată între Polonia și Rusia. Apoi am avut Hatmanul Hmelnitski a fost cu Rusia, iar Mazepa s-a dus cu suedezii bătălia de la Poltava. Avem Republica Populară Ucraineană în 1918 și alte două entități sovietice la Odessa și la Krivoi Rog. Avem o Ucraina dezbinată între Polonia și Uniunea Sovietică în perioada interbelică. Asta este percepția rușilor față de faptul că Ucraina, în esență, nu este un stat. Și Rusia a fost încurajată permanent de scrutinile electorale care au fost mai ales după 2004. Pentru că Ucraina a votat la mustață între Rusia și Europa în scrutinile care au fost și în 2004, și în 2010, și în 2014. Și această ezitare a electoratului ucrainean, de fapt, arată o preferință a orientărilor externe, care și în Republica Moldova, dacă ați văzut recent ultimul sondaj, 52% vor cu Uniunea Europeană, 48% vor cu Uniunea Euroasiatică. Aici este un teren extrem de fragil, dar Ucraina este dispusă să reziste. Acum cât nu este târziu, este nevoie de o susținere plenipotențiară și totală, inclusiv cu o implicare militară care deja nu mai poate fi amânată. Altfel, acest edificiu construit în 30 de ani efectiv se va prăbuși. Vreau să vedem în minutele următoare, repet, domnule Șuvar, domnule Țicu, suntem în așteptarea, sigur, ne uităm la reacțiile internaționale care au curs toată ziua, în așteptarea discursului de la Casa Albă al președintelui american Biden. Deocamdată Biden se lasă așteptat. Vreau să mergem până în Ucraina. Colegii de la Libertate au trimis acolo un corespondent special. Avem un reportaj care merită toată atenția noastră și ne întoarcem la comentarii după. În Ucraina e nebunie în rândul populației. Oamenii scot tot ce au prin bănci. Oamenilor le e frică de război. Este o reacție cât se poate să plece. Este o reacție cât se poate de normală și cu siguranță chiar mulți dintre aceștia vor pleca. Din păcate o să ne trezim în zilele următoare și o să fim surprinși ca de fiecare dată că nu ne-am așteptat la un val de imigranți, de transfugi care să încerce să-și găsească siguranța sau adăpostul temporar la noi sau prin România către vestul Europei. Din păcate, nici din acest punct de vedere nu suntem pregătiți și nu am cerut la nivelul partenerilor noștri din Uniunea Europeană și din NATO
să ne acorde suport pentru astfel de situații. Într-o situație de atare ambergură, evident că Uniunea Europeană trebuie să se mobilizeze și să creeze zone tampon, zone de siguranță pentru Europa, pentru a asigura, în primul rând, în ceea ce privește siguranța alimentară și de confort, pentru că suntem în luni de iarnă, Crucea Roșie trebuie să fie prezentă de asemenea și să desfășoare asemenea efective menite să preîntâmpine sau în cazul în care se întâmplă asemenea fenomene, să acorde asistența necesară. Din păcate, iată că autoritățile europene și NATO nu sunt pregătite nici pe această linie. Poate că e nevoie ca tot mai des să abordăm astfel de teme, să încercăm să intervenim noi și să vreau să vedem imediat declarația la un moment altul de astăzi a ministrului apărării, domnul Dâncu. Polonia, știm bine, a anunțat încă de ieri că e gata să primească 1 milion de refugiați. Noi primim la jumătate, ne-a asigurat domnul Dâncu. Să mai spunem că domnul Putin, acum o oră, în locul domnului Putin îl vedem pe maestru Cristian Unteanu. Bună seara, domnule Unteanu! N-aș vrea să se facă vreo confuzie. Bine, nu. Fix în fereastra aceea era Putin adineauri și mă pregăteam să citez, între altele, din ce a zis acum un ceas, că a fost întrebat, și sigur îl așteptăm pe Biden, în fereastra, pe tot ecranul să ne vorbească domnul Biden, dar numai că nu mai începe. Putin a fost întrebat acum un ceas cât de departe ar putea avansa trupele Rusiei în republice separatiste. Și a zis așa, n-am anunțat... Chestiunea esențială care trebuie discutată. Se vor duce chiar acum în Donbas, adăugând că e greu să spunem ce se va întâmpla, depinde de circumstanțe. Și a mai zis că Rusia e serios îngrijorată de posibilitatea ca Ucraina să dezvolte arme nucleare. Imediat comentariul noastră, domnule Unteanu, domnule Țicu, cum am promis, ministrul apărării despre chestiunea refugiaților. Noi am putea să primim peste 500.000 de refugiați. Aceasta este cifra la care ne-am pregătit noi împreună cu Ministerul de Interne și cu celelalte instituții care au în subordine acest lucru. Nu ne-am putea să-i cazăm pe aceștia. Sunt multe puncte. Există un plan în acest sens care este pregătit în toate marile orașe, există zone pentru asta. Ar putea să vină și la graniță. București, avem și în capitală un astfel de loc? Sau... Nu știu harta acestor locuri, dar peste tot există în aceste situații. Asta e o situație extremă, când am avea niște fluxuri masive de refugiați. Ce s-a întâmplat însă data trecută, în 2014, când a fost vorba de Crimea, am așteptat un flux de refugiați să vină la noi. Cei mai mulți s-au dus în zona nord, spre granița Poloniei. Deci nici acum nu ne așteptăm la fluxuri majore, ca să spunem, care să vină aici. Dar niciodată nu se știe în funcție de evoluțiile armate, dacă ar fi cazul. Dar deocamdată vorbim de o situație ipotetică. Și, domnule Unteanu, citesc din editorialul noastră, din Adevărul de astăzi, pentru că e o altă perspectivă decât ce am văzut în media noastră până acum. Citez, prin recunoașterea oficială a celor două republici autodeclarate din estul ucrainei, Putin oficializează un precedent, poate cea mai gravă și mai plină de consecințe imediate, directe și masive, implicând viitorul mișcărilor separatiste și irredentiste din Europa și din lume. Dă foc, Putin, Europei și coeziunii sale cu mișcarea asta? Încă nu. Aș zice că face parte dintr-un program foarte lung și care nu se bazează pe explozii, mișcări explozive. Poate ce a anunțat astă seară s-ar putea să fie mai important, dar ceea ce semnalizează el Europei este că pentru prima dată Federația Rusă recunoaște în mod oficial la nivel diplomatic, ca țară, două regiuni separatiste. Deci, se pot aștepta toate regiunile cu mișcări separatiste, independentiste din Europa. Sunt multe, sunt active și dublate și de miliții din ce în ce mai bine organizate și care demonstrează pe stradă fără niciun fel de problemă, ba chiar având în asistență ambasadori, membri ai guvernului țării respective, semnalizează că gata, există un precedent. Cât înseamnă el, cât este de important, greu de spus. Dar el există. O țară, un stat de dimensiunea Federației Ruse, de importanța Federației Ruse, membru în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, face acest gest. Este prea repede.
să spunem, da, asta schimbă datele Europei, dar precedent cu siguranță este. Dar aș cita, mă scuzați că aș vrea să completez ceea ce spuneți mai devreme, îl citați pe președintele... Conferința de presă de acum. Conferința, aș vrea să spun că ceea ce a zis acum deschide într-adevăr un orizont de mare, mare neliniște, nu știu dacă dă spaimă. Încep să mă feresc de cuvinte din astea foarte mari, pentru că totuși vorbim unor oameni care și așa sunt după niște ani de griji și de tensiuni în altă zonă, în pandemie, cu alte presiuni. Mai venim cu această nouă știre continuă, e război, va fi război la granițe, trebuie să fim atenți. Dar nu e vorba de o simplă recunoaștere a independenței celor două republici independentiste autoproclamate ca stat. Nu. Ceea ce a spus președintele Putin este cu mult mai mult. Am recunoscut, citez acum, am recunoscut independența acestor republici, ceea ce înseamnă că le-am recunoscut toate documentele fundamentale, inclusiv Constituția, iar Constituția precizează granițele din regiunile Donețk și Luhansk în momentul în care ele făceau parte încă din Ucraina. Ceea ce avem acum ca prezență în republicile separatiste este cam 30-40% acoperind teritorii din ceea ce erau aceste regiuni pe vremea când făceau parte din Ucraina. Ceea ce, în mod logic, deschide măcar un semn de întrebare. Rusia, care a obținut acum, în această seară, din partea Consiliului Federației Ruse, care a autorizat pe Putin să desfășoare unități militare în afara teritoriului țării, Rusia va avansa dincolo de regiunile care de granița de vest a regiunilor care sunt acum Luhansk și Donețk și va merge înspre est, acoperind cu mult mai mult. Și asta însemnând de-a dreptul ceea ce au spus americanii deja în urmă cu vreo două ore, acesta este începutul unei invazii reale, unei mișcări în teren de mari proporții și este o invazie. În acest caz se schimbă iarăși toate datele de conversație, inclusiv cu instituțiile europene, evident și cu NATO, pentru că una sunt sancțiunile destul de generale până în acest moment, așteptând mișcarea Rusiei, dar din acest moment s-ar putea să vedem alt tip de sancțiuni și alt tip de pregătiri la nivelul NATO, în primul rând, pentru că urmează o hotărâre a americanilor care deja este luată în aceste noi cuvinte. De ce factură, domnule Unteanu, ar fi aceste sancțiuni mai dure? Pentru că mă uit pe gluma asta a la Boris Johnson, a anunțat acum câteva minute că cere UEFA să mute finala Champions League din Sankt Petersburg de săptămâna viitoare. Ei bine, și cu ce îl afectează grav pe Putin treaba asta, să zicem? Aici este o problemă, iarăși este o problemă, pentru că sancțiunile vor fi, ar putea să continue mult mai mult partea financiară și economică anunțată acum și să se meargă către punctul extrem, și anume interzicerea activității Rusiei în rețeaua SWIFT, deci tăierea Rusiei de la canalul oficial de transfer monetar. Asta era principalul lucru care trebuia făcut. A cerut-o Traian Băsescu, mă rog, demonstrat orice minte luminată. Însă, din păcate, o asemenea măsură este o măsură de forță. Iar NATO, așa cum s-a structurat, este un organism în care deciziile se iau prin vot, după consultări, și este un mecanism dificil și greoi. Asta s-a spus că va fi dificil și greoi și în cazul european, pentru că azi de dimineață tot ceea ce a ajuns la Bruxelles în materie de știre era, da, există mari probleme cu câteva state membre în frunte cu Ungaria, care exact. Nu este de acord. Despre asta vreau să vorbim. Ungaria, domnule Unteanu, și-a trimis în această seară militar pe granița cu Ucraina. Cum să interpretăm știrea asta?
Pentru că Ucraina, am văzut cu mare atenție ceea ce spunea domnul ministru al apărării, sigur, este o părere a unui om care are infinit mai multe informații decât un simplu ziarist, cum mai sunt eu, și multe, dezinformat adeseori, sau lipsit de canale. Mai multe, doar mai multe. Dacă se poate... Domnule Țicu, vă rog, la dumneavoastră vreau să și merg. Cu tot respect față de domnul Unteanu, că citesc editoriale uneori, nu este un precedent nou. Deci asta trebuie să înțelegem, că s-a mai întâmplat asta, s-a întâmplat exact după războiul din Georgia, pentru că în 2008 rușii au recunoscut Osetia și Abhazia. Sunt două entități care erau parte integrantă a unui stat, Georgia, față de care nu a existat nicio reacție. Și lucrul ăsta este, dar modul de acțiune al rușilor este extrem de previzibil. Și nu înțeleg cum se întâmplă așa sincopii la nivel de percepție și de strategie, pentru că este tras la Indigo anul 1940, exact la fel s-a făcut. Exact la fel s-a făcut în 40, atunci când s-a rupt Basarabia și s-a făcut o republică, care a fost ulterior anexată la Uniunea Sovietică. Și asta este tipajul lor de acțiune, fracturările teritoriale, după care le îmbracă în anumite forme de statalitate. Și aceste statalități ulterior devin identități diferențiate care sunt sub control Federației Ruse. De-a lungul perimetrului Federației Ruse și a Uniunii Sovietice au fost astfel de entități. Dacă vă uitați la Tajikistan, care este o creație sovietică fracturată între Afganistan și Asia Centrală, pentru că majoritatea tagicilor locuiesc în Afganistan, sau Republica Karelă, care știm foarte bine, la fel fracturată de la Finlanda și creată ca o entitate. Azerbaijanul, care este iarăși o entitate turcică, care a fost creată ca o republică care a devenit ulterior stat. Deci este un mecanism clar de acțiune pe care îl au rușii față de vecinitatea apropiată. Cum răspunde? Și noi ce facem? Și noi cum ne pregătim ca Europa de șocul produs de aceste mișcări? Pentru că asta cred că este esențial să discutăm, excelență. Știți de ce? Pentru că, uitați-vă la piețe. Noi vorbim de teoria jocului, care este absolut fascinantă ca orice chestiune de politologie. Dar între timp au căzut piețele, au urcat ca în orice moment de criză, după cum știți, domnule ministru, urcă prețul aurului, urcă prețul petrolului, a căzut rubla, asta să-l întristeze domnul președinte Putin. O să vă rog pe rând, pentru că nu ne înțelegem, alminteri. Dar au crescut, au căzut, încep să cadă bursele intră pe roșu. Asta este important pentru o Europa care iese dintr-o criză și pe care încă n-a terminat-o. Are Europa în acest moment mijloacele de a aplica toate aceste sancțiuni și mai departe să supraviețuiască și să își asigure reintrarea în creștere economică? Pe de altă parte, suntem de-abia la începutul, ca europeni, la începutul discuțiilor privitoare la asigurarea unor surse de energie alternativă, de petrol și gaze. Sigur că se discută cu câteva țări din Orientul apropiat. Sigur că se speră ca Algeria să producă mai mult înspre Europa. Dar astea nu sunt decât niște soluții care, alături de ajutorul american de gaz lichefiat promis masiv și la prețuri accesibile, să poată rezolva punctual o criză. Vă întrerup, domnule Unteanu, nu vă uitați ideea, vă rog frumos, imediat, domnule Țichiu, breaking news. Da, ambianță de azi noapte din regiunile separatiste, nu? Apropo de înscenările, domnul Țicu, orchestrate de Rusia, uite, bucuria
prorușilor că republicile astea devin independente, dar spuneam că am informații înainte de a comenta aceste... Atmosfera asta, domnule Țicu, știți cel mai bine, ați fost de atâtea ori la Kiev și în Ucraina. Sunt informații de ultim moment, apropo de ce spuneați, domnule Unteanu, Banca Centrală a Rusiei susține că e pregătită să ia toate măsurile necesare pentru a sprijini stabilitatea financiară. Pentru că, spuneați, rubla a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Și informația bombă, dar nu putem comenta în niciun fel, o luăm ca atare, Biden își întârzie discursul cu 45 de minute. Deja l-așteptam de la 8:30, la fără un sfert, anunță administrația americană că se va adresa omenirii, președintele american, și mai transmite The Guardian, care citează agenția internațională de presă Reuters, un convoi militar cu peste 100 de camioane cu soldați a fost văzut de martori în Rusia, îndreptându-se spre granița cu Ucraina, în regiunea Belgorod. Domnule Țicu, dumneavoastră, vă rog. Eu vroiam să spun despre ce ar trebui să facem și ce ar fi trebuit Europa să facă. Și vă dau doar un singur caz, Germania. Germania, care aparent pare o țară stabilă din punct de vedere a democrației și a... Dar tocmai Germania a torpedat acest sistem de securitate, inclusiv energetic, pe care îl are Europa. Atunci când Merkel declară că închide cele 3 centrale atomoelectrice din cele 6 și se lasă influențată de mafia gazului, care deschide un gazoduct care torpedează total sistemul de securitate energetică a Poloniei și a Ucrainei. Este doar un exemplu din felul cum acționează europenii atunci când au interese cu rușii. Și vă mai dau un exemplu. În 2010 Merkel s-a întâlnit cu Medvedev și au pus problema Transnistriei în selul unui cobai, în care să arate cât de bine se pot înțelege germanii cu rușii în rezolvarea problemei transnistrene. Deci este o chestiune de neînțelegere totală a ceea ce înseamnă. Cu rușii nu te poți înțelege. Ce au făcut americanii bine în perioada războiului rece, au dezvoltat o doctrină a îngrădirii și au știut cum să gestioneze în timp această relație cu rușii pentru a le submina în totalitate capacitățile de extensiune în interior și de dezvoltare în interior. Domnul Unteanu vrea să adauge ceva, iar eu precizez domnilor că vedem imagini de pe Daily Mail de astăzi, după amiază, cu tancurile rusești, nu? Care merg să-i sprijine pe prorușii din regiunile declarate independente de Putin. Vă rog, domnul Unteanu. Din păcate, vreau să vă spun că a discutat atât de ușor despre război, a pomeni acest cuvânt atât de rapid și de ușor, mi se pare în sine o tragedie. Dezlănțuirea unui război sau măcar, Doamne ferește, a unor operațiuni militare de mare amploare care să determine o reacție la frontieră, fie și numai la frontieră, a trupelor NATO sau a uneia dintre țările NATO care să se simtă amenințată, a cărei securitate să fie amenințată de mișcări de trupe sau de instalare de echipament militar în Rusia, Belarus sau în aceste două republici care sunt acum legate de Federația Rusă prin tratatul care a devenit și mai puternic, care a primit și mai mult conținut. Ori, în fața acestei situații, prima mare întrebare sau primul mare șir de întrebări trebuie să fie legat de consecințele pe care ni le putem asuma. A spune că da, suntem gata, e foarte ușor. Dar mai departe, a fi gata înseamnă niște măsuri economice, niște măsuri de securitate naționale și la nivel de alianță, care costă. Costă enorm. Da, pe de altă parte, domnule Unteanu, suntem gata, e ca și cum ne-am furat singur căciula. Nu, nu suntem gata. Francezii nu sunt pe aici, i-a promis. Grupul de luptă va fi, ne-a spus ministrul nostru al apărării, undeva în primăvară.
Gurile Dunării sunt în continuare o miză pentru Putin, ne-a povestit domnul Țicu. Mai mult decât atât, eu cred că politic nu suntem pregătiți și mă refer la noi, România, pentru că nu suntem pregătiți să facem față măsurilor incidente ale declarațiilor lui Vladimir Putin. Iată că, indirect, Vladimir Putin îndeamnă România, la momentul actual, să rediscute problema teritoriilor pe care Stalin le-a anexat Ucrainei, teritorii locuite la acea dată preponderent de români și care au aparținut României. Este o clasă otrăvită, dar ea există și nu este singulară. Dacă ne gândim la meetingul de duminică, dacă ne gândim la tendințele iredentiste și revizioniste ale unor formații... AUR, cei de la AUR, da, fac un meeting la poarta Cotrocenului Mai mult decât atât, eu vreau să legăm toate aceste fenomene pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă că aceste fenomene nu sunt singulare, nu sunt întâmplătoare. Ele se conjugă într-o imagine general politică, pentru că Putin evident că nu dorește o Europa doar într-o criză economică și socială, ci într-o criză politică în care guvernele să fie contrariate de poziții politice interne. Și în acest sens sunt o serie de formațiuni politice care au câștigat în alegerile anterioare din zona Castellón, din Spania, unde iată că omologii celor de la AUR, partide cu o anumită tendință, încep să discute probleme de independență teritorială, iar ele sunt încurajate și alimentate de actuala politică a lui Vladimir Putin. Ca să nu mai vorbim de politica pe care a făcut-o în ultimii ani regimul maghiar. Din acest punct de vedere, iată că lucrurile trebuie conjugate și interpretate sintetic, nu doar singular. Ce pentru bine că a ajuns la astfel discuția, de lucruri... la ce vreau să vă arăt acum, păstrați-vă ideea, domnule Unteanu, domnule Țicu, vedeți imaginile... Avem sondajul Avangard de astăzi, comandat de jurnaliștii de la G4, știți bine, aflați pe lista neagră a partidului extremist numit AUR. Pentru că fac liste cu jurnaliști, indezirabil, da, extremist între altele. În ce partid credeți că are Rusia cei mai mulți agenți? Românii cred că 48%, în proporție de 48%, cred că în toate. 12%, cei mai mulți în AUR. Intră acolo și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul. Vreau să le comentăm la final pe toate aceste... Hai să vedem. Următorul, vă rog. România ar trebui să primească refugiați din Ucraina? 61% spun că da. 19% nu. Mergem mai departe. Credeți că România ar lupta dacă România ar fi atacată? 50% dintre cei chestionați cred că românii ar lupta. 20% cred că nu. Nu știu, nu răspund, 30%. Periculos. Ce ați face personal în caz de război? 51% nu știu, nu răspund. 31% spun că vor lupta. 18% se vor refugia în altă țară. România e o țară sigură odată cu sosirea trupelor NATO? Românii cred în proporție de 64%, conform sondajului Avangard, că da, România e o țară sigură datorită NATO. Nu, 12%. Nu știu, nu răspund, 24%. Și cred că mai e o întrebare, o chestiune. Credeți că Ucraina ar trebui să intre în NATO? Da, spun românii, 32%, nu, 28%. Comentarii. Domnule Șuvar, vă rog. Dacă la începuturile anilor 40 și 50 sondajul de opinie avea un anumit efect și un anumit impact, după apariția televiziunii și după apariția canalelor și a internetului, lucrurile s-au schimbat. Sondajul de opinie nu mai lucrează cu aceleași principii și nu mai are aceleași constante rezultate. El este, dacă vreți, mai mult un termometru. Măsoară o vibrație. Mai la concret, vă rog. Mai la concret, măsoară doar o vibrație și o temperatură de moment. Nici de cum un concept asumat și reprezentativ. Lucrurile, din acest punct de vedere, ne-au fost edificate la sondajele în alegerile electorale, unde iată că am avut diferențe puternice. Deci putem să luăm în linii mari răspunsurile și să le analizăm, însă nu putem să le credităm cu acuratețe că într-adevăr așa stau. Domnul Unteanu, merg la dumneavoastră. Doar o treime ar lupta în caz de război, pe mine asta mă frapează, și faptul că jumătate, aproape jumătate dintre români, cred că Rusia are agenți de influență în partidele de la noi. Doar de partide e vorba. Cum vi se par aceste chestiuni? Vreau să vă spun că știu destul de puține lucruri despre piața internă românească, îmi cer scuze, dar asta nu înseamnă că nu se ridică o problemă. Pe baza căror seturi de informații suprapuse
au luat oamenii niște decizii și au făcut niște păreri. Cât știu, dintre cei care au spus că vor să iasă la luptă cu pieptul înainte, sau cei care vor să stea acasă, cei care au încredere sau nu au încredere, câți dintre ei știu măcar ce s-a întâmplat în Republica Moldova în relația atât de complicată și de sinuoasă cu Transnistria? Nu mai spun de relațiile dintre fostele republici sovietice și Federația Rusă. Care este natura acum a mișcărilor naționaliste din Ucraina? Care este posibilitatea unui flux de refugiați mixt? Pentru că aici este a doua problemă care este puțin pomenită, iarăși din motive binecuvântate. Nu ne apucăm acum să discutăm tot, dar fluxul mixt înseamnă combinația între nefericiții care vor fi goniți de spaima războiului și cei care vor folosi liniile de tranzit prin Ucraina către Polonia, către România, căci acestea sunt cele două zone principale de acces gândit, teoretic, către Occident. Ați întrebat de ce, care este sensul mișcării domnului premier Orban de a trimite trupe la frontieră. Mi se pare, din punctul meu de vedere, vă repet, sunt un umil ziarist, dar mi se pare că totuși există o explicație prin prisma deciziilor luate de domnul Orban în cazul celuilalt flux de refugiați. Mai țineți minte că în 2015 Ungaria a fost prima care a susținut nu numai că va face ceea ce a și făcut să trimită trupe la frontieră, nu numai trupe de securitate și de poliție, să instaleze un gard de protecție. Parcă a zis ceva atunci și de România, nu? Va da drumul unui flux de refugiați, cu siguranță se va conforma rugăminții europene. Orban este mult prea bun politician să zică nu, vom pune mitraliele pe ei, dar va primi în primul rând pe refugiații din Ucraina care sunt etnici unguri din zona Transcarpatiei. Mulțumesc, ne-am îndepărtat un pic de sondaj și vreau și părerea domnului Țicu. Treaba asta cu românii care nu vor lupta într-un posibil război și mai ales, dacă vreți, suntem noi un popor de conspiraționiști, domnule Țicu, că știți și pe români și pe moldoveni deopotrivă. Chestiunea asta cu agenții de influență ruși infiltrați în structurile statului, partide, vi se pare așa o poveste sau? Nu este o poveste. Vă imaginați ce sondajele, ce cifre ar da în Republica Moldova. Partidele mișune de agentură și centru de contraspionaj pe Balcanii la Chișinău și multe alte chestii. Și mi-a plăcut cifra legată de siguranța românilor în privința NATO. Asta ar trebui să fie lecția aderării României la NATO. Oricum, România este într-o situație de siguranță. Nimeni n-a îndrăznit încă să lupte cu un stat NATO. Corect. Dar în privința acestui sondaj mi s-a ridicat într-un fel mingea la fileu, pentru că eu vreau să spun că una din lecțiile importante ale Ucrainei este tocmai faptul cum trebuie să gestionezi o țară ca ea să nu devină teren prielnic pentru propaganda și acțiunea Rusiei. Corect. Marea corupție din Ucraina a stimulat în mare parte posibilitatea de a destabiliza Ucraina. Eu vă dau doar un singur caz al lui Saakashvili, care a fost numit guvernator la Odessa și care a încercat să facă acolo ceva, inclusiv contracarent, contrabanda de la Odessa la Tiraspol, și care a spus odată că lunar clasa politică de la Kiev primește 5 milioane de dolari de la portul Odessa. Și astea sunt bani cash aduși în ca o recompensă pentru necesitățile de a activa. Și asta se întâmplă la nivelul întregii țări. Deci lecția pentru România este că avem nevoie de o democrație stabilă și de o coeziune a clasei politice în ceea ce privește modul de administrare a României. Este clar că Rusia
Eu m-am lovit personal ca președinte de partid în lupta cu Aurul. Aurul a venit la alegerile din vară în Republica Moldova să fărămițeze polul unionist și să distrugă ideea de alternativă a Unirii. Asta i-a fost și felul de acțiune arată evident că este o conspirație a serviciilor secrete ruse. Și asta vă spun eu ca un polițian care a fost și ministru și deputat. Ei nu poate să-mi spună nimic povești legate de... Eu chiar o văd în fiecare zi felul cum se acționează, cum se distruge metodic. Și asta acum are loc în România. Sigur, situația este mai bună în cazul românilor din punct de vedere a siguranței, dar gândiți-vă la faptul că românilor li se pare că NATO va veni și va lupta pentru România. Nu va fi așa. În cazul unui război generalizat, va fi nevoie de o mobilizare generală a populației. Iar acest lucru poate fi observat și în Republica Moldova, pentru că noi am avut un război în 92. Tratamentul față de voluntari și față de cei care au luptat datorită infiltrărilor rușilor a fost extrem de rău și precar, care a făcut și a scăzut substanțial acest elan de a lupta pentru apărarea independenței Republicii Moldova. Și în România va fi la fel. Deci oamenii au dezvoltat un anumit hedonism. Europa nu a mai avut situații de acest gen, România cu atât mai mult, și probabilitatea acestui război la un moment dat va trezi mai multe întrebări în societate asupra felului cum urmează să acționăm și să ne poziționăm. Mulțumesc, domnule Țicu, pentru participare. Concluzie, domnule Unteanu, ne uităm pe prețul petrolului, care e la cea mai mare cotă din ultimii 8 ani, la criza energetică din România. Prețul petrolului, 100 de dolari barilul, este prețul, este limita de criză, limita de atenție, limita roșie, este atinsă neoficial, se spun unii, deja neoficial, pentru că piețele reacționează cel puțin cu mare atenție, dacă nu încep să fie disperate, că se schimbă jocurile. Ori, aici este problema. În ce sens se schimbă jocurile? Cine va asigura noul regim de putere? Și eu mai am o întrebare. Totuși, cu scuzele de rigoare, chiar nu înțeleg ce îi dă domnului președinte Putin această siguranță absolută că poate să nu-i pese de setul de sancțiuni pe care Europa Unită și Statele Unite le anunță ca fiind fără precedent. Nu cumva există o a doua mare înțelegere, un fundal, cea rezultată din parteneriatul fără limite anunțat cu China? Nu cumva speră ca să existe o posibilitate, repet, o posibilitate de translație a marilor afaceri, inclusiv a conturilor, inclusiv a averilor, inclusiv a direcționării unor produse de tipul litiu sau pământuri rare din Siberia către China și să încheie cât se poate de rapid relațiile cu Uniunea Europeană în cazul în care se întâmplă ceva. Asta este perspectiva care mă îngrijorează, pentru că noi trăim până la urmă într-o lume pe care ne-am dorit-o și am muncit din răzputeri să fie interconectată. O rupere a interconectării în mod violent, într-o săptămână, într-o lună, chiar într-un an, poate să aducă niște răbufniri sociale, niște răbufniri de violență enorme. Estul acesta al nostru, al Europei, a trăit asemenea răbufniri. Mulțumesc, domnule Unteanu. Mulțumesc, cu plăcere, și altă dată. Suntem în așteptarea discursului președintelui american. Domnule Șuvar, vă mulțumesc. Așteptăm din moment în moment. Reamintesc, un apropiat al domnului Biden, secretarul adjunct american Wendy Sherman, adineauri, a anunțat că Moscova numește aceste trupe, cele de le-am văzut trimise spre republicile independente de azi, trupe de menținere a păcii, dar știm cu toții că e o minciună. Așteptăm în discursul domnului Biden, toată Europa se uită la sancțiuni sporite față de cele enunțate în această seară de Joseph Borrell, de Ursula von der Leyen.
Din păcate, întârzierea cu care vin acestea ar trebui să ne îngrijoreze. Și această întârziere vine tot în linia celor pe care le-am semnalat în această emisiune împreună, și anume că, din păcate, nici Statele Unite ale Americii, nici NATO nu au fost pe deplin pregătiți pentru astfel de situații. Mulțumesc frumos pentru participare. Seară bună!